Și contribuția noastră este mare, dar și contribuția dumneavoastră. Invitați să vă dă întrebări. Vă rog, întrebări. Avem un maior. Eu sunt persoană care este pasionată cu bibliografie și vreau să vă întreb, cunoașteți deja titlul publicației 1956? V-ați gândit? Le pare foarte bun. Ai mici cu drag de Basarab. Dar nu mă uitați pe tema. Eu am spus, Dar care va fi acel necunoscut care o să ne-l faceți cunoscut? Era o stradă foarte bună pentru întrebări de mine.
vezi toamna în California, era pur și simplu adevărat, că liniște să fim și sunt istorie. Dar suntem oameni pe care ne grăbim, ca suntem lacuri de a construi nou și de armată ce este bine. Și cred că, într-un fel, ne curăm de lucru. Eu plăm curat de sine. Sunt raza mea, istoria când eu o scriu, cu rouă lăsată pe șine de fuga unui cu trei ani. Frumos spus. Dar vreau să zic, el se întreabă, de ce pentru fiecare harabal se naște câte un scânt, pentru fiecare an câte un manole? Există, spune autorul într-o poezie. Dar, continuare, de ce pentru fiecare țară se găsește câte un potropitor? Te-ai întrebat? Lucrurile nu pot să fie ceva cum să fie goale. Ceva trebuie să fie să meargă în spate, care își urmărește. Este important ca să rezistăm. Asta este momentul foarte delicat. Și pe parte aici, mai este de sud de Europa, eu am fost atât potrivit. Mai mult gândesc la Sfânt. Mă gândesc la Sfânt, la alte popoare care au avut o istorie foarte dramatică, dar care au o continuitate și rezistă, chiar și în fața noi Europa. Câteva mâine ți ia să știți? Eu nu s-o puteți. Eu am făcut că am dat și am făcut. Mai mult. Deci, ca titlul 45, dar dacă mai adăugăm și titlul bazarului pe care ai mai mult, deci este o aritmetică foarte și foarte frumoasă. Mai aveți o întrebare de 3 minute? Deci, care întrebare a fost cea mai interesantă? Pentru că trebuie să dăm omului deștept o mai om. Votați! Toți au meritat. N-avem mai mai om. Nu mă bun. Deci, cine a dat nicio răspundem secret. Spuneți, cine merită mai mult? El are pentru că stați un pic, ceilalți sunt mai mici, ca așa numai mai eu erau. Dar eu l-am îmbrăcat și apoi îl dau lui Colesne să înțeleagă. Ai stat pe cineță? Da. Da, numai pentru că noi am transpirat pentru această bibliografie, precum el a transpirat pentru a scrie acele volume pe care le-a publicat. Deci, o simbioză între autor și autorul bibliografiei. Așa că, Dana a spălat-o și a îmbrăcat-o. Ia că așa. Deci, nu puteți, Solomon, cum o hotărâți? Atunci când trebuia să ia o decizie, în mâinile voastre să dați un maior cuiva. Uite, ia că așa ajungem și la lege, să-l stăm în fața lui și un dodon îl zice, hai, duceți aici, hai. Păi, sigur, da. Nu, eu propun. Hai, pentru doamnele, adică ca o pentru trebuie să zice care fie un maior și noi rămânem în departament cu un maior. Așa. Aplauze pentru ele, sunt foarte mici, chestii.
Știți aceasta. Ați convins că lucrurile mari s-au venit eu. Această echipă a făcut un lucru mare. Mulțumesc pentru acest. Eu filmez. Masa.